protest permanent la ora 1 noaptea în jurul monumentului Ștefan cel Mare. Se cântă, se discută și acolo în parc mai cântă cineva. Dar aici lumea se uită la film, sub clar de lună. Folosind mâna întinsă de către stat și suportul celui mai influent om, om de la noi. Și om despre război, am vrut să zic, despre politică. Care liber la a face ce vrea el cu banii celor trei bănci și ai scoate din țară. Unii și-au pregătit cortul, dar încă nu doarme nimeni în cort. Dincolo mai e un cort mai mare. Și aici mai e un cort. Cam asta e atmosfera de la ora 1. Sper să rămână la fel de pașnică până dimineață.